În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră multă este în ceruri. Iubiți credincioși, prăzuirea Sfântului Ierarh Nicolae ne pune în față de către Sfinții Părinți o Evanghelie ca o rază din Predica de pe munte, în care Mântuitorul ne învăluie cu un alt mod de viață. Dacă Moise cobora de pe muntele Sinai cu 10 porunci, în traducere românească, să nu faci, să nu dregi, iată că Mântuitorul pe muntele mult mai puțin abrupt al măslinilor ne aduce cele 9 fericiri care vin nu numai să ne mângâie, ci vin să ne arate un nou mod de viață, o nouă logică în care Dumnezeu ne așteaptă să ne desfășurăm relațiile noastre cu cei din jur, dar în primul rând cu noi înșine. Cei care tot pe românește au băgat așa de multe ori bățul printre gard ca să îi facă pe câini să latre, tot au spus că biserica se ocupă de multă vreme să țină lumea într-o anumită stare de smerenie, de pocăință. Nu văd ce rău în asta, dar trebuie să mă așez în partea cealaltă ca să văd ce văd ei că este rău. Adică un om care este ancorat către o altă realitate dincolo de cea pe care mai mari lumii pot să o manevreze, să o gestioneze, devine un om periculos. Un om care nu este din lumea aceasta, vă imaginați că nu poate să fie niciodată așezat în tipare, nu poate să fie impozitat până la capăt, nu poate să fie ținut cu forța să facă niște lucruri chiar împotriva lui însuși. Și de aceea probabil că cei care se uită la învățăturile bisericii ca la niște principii de a ține poporul într-o altă dimensiune, au dreptate. Dar e dreptatea lor și, așa cum ziceau câțiva dintre sfinții noștri contemporani, să fie la ei acolo Tată. Părintele Arsenie întotdeauna se raporta la cum vedem lucrurile noi față de ceilalți. E bine, astăzi m-am gândit să vă vorbesc puțin despre modul de viață creștin. Știu că m-ați auzit de foarte multe ori vorbind despre logica lui Dumnezeu și logica noastră. Știu că poate vi se pare că am spus de prea multe ori anumite lucruri, dar să știți că încă, pentru mine personal, nu consider că este suficient niciodată să înțelegem, odată pentru totdeauna, dacă se poate, cum este cu modul de viață creștin. Pentru că este fals acreditată ideea că dacă venim la biserică de 2 ori pe zi și o dată seara, eventual căutăm și unde să fac mezonoptici și liturghii de noapte, să stăm tot timpul, ideea că dacă facem lucrurile acestea, suntem niște buni creștini, nu cred că am făcut mare lucru. A fi bun creștin înseamnă a fi un om despre care să se simtă că este aproape, despre care să știe ceilalți de lângă tine că te afli în preajmă și el este în siguranță, că știe că dacă are nevoie de ceva, cu siguranță îl vei ajuta. Nu cred că vrea Dumnezeu să fim așezați așa după ordine, într-o anumită disciplină, nu că disciplina ar fi un lucru rău, dar cunosc foarte multe cazuri de oameni pe care eu însumi îi invit pentru o anumită oră la spovedit, de exemplu, ca duhovnic. Și după ce stau și așteaptă 10 minute, un sfert de oră, vin în față, părinte, m-ați așteptat la ora 7, m-ați chemat la ora 7, da. Zic, pe toți cei care sunt aici de față, și slavă Domnului,
am căutat să nu chem oamenii așa unii peste alții. Sunt vreo 5-6 oameni de fiecare dată, nu sunt mai mulți, decât în cazuri de excepție, adică în fiecare duminică. Dar spun că e excepție, tot nădăjduiesc că voi ajunge și în altă situație. Zic, toți aceștia sunt chemați tot la ora 7 ca mata. Numai că eu vă iubesc pe toți. Și dacă aveți răbdare, eu știu pentru fiecare în parte când și unde trebuie să ajungă fratele cu tare sau sora cu tare și am niște priorități legate de o altă logică față de care dumneata consideri că trebuie să fiu un om al dreptății. Dacă Dumnezeu ar fi fost drept cu tine, crezi că ar fi fost mai bine? Să știți că, în general, oamenii de categoria aceasta nu mai sunt fii duhovnicești de multă vreme, pentru că nu le trebuie astfel de om. Ei vor ca dreptatea să se instaureze în cele mai mici amănunte, să se instaureze un soi de political correct, care să aibă o posibilitate de a verifica, o posibilitate de a se implementa anumite programe, iar duhovnicul trebuie să devină un funcționar care să respecte programul de la 8 la 16, să deschidă ghișeul numai la ora 8, să nu-și permită să vină mai devreme sau să plece mai târziu. Asta înseamnă un mod de viață după dreptate, dar Dumnezeu nu mai vrea așa ceva de când l-a trimis pe Fiul Său în lume. A vrut dreptate Dumnezeu până în Vechiul Testament, când poporul i-a cerut dreptate și, comparându-se evreii cu celelalte popoare vecine, au cerut judecători, au cerut regi, au cerut să fie înregimentați în anumite șiruri de supuși. Și Dumnezeu le-a dat după cum au cerut. Dar după ce a venit Hristos, s-a schimbat totul. S-a schimbat inclusiv logica după care noi trebuie să ne armonizăm viața. Așadar, când ne ducem la un duhovnic și vedem că este coadă mare, știm că în momentul în care noi am ajuns și ne dăm seama că s-ar putea ca ziua respectivă să nu putem să stăm de vorbă cu duhovnicul, ceea ce nu e valabil pentru fiii mei duhovnicești, pentru că am fii duhovnicești foarte puțini, foarte puțini, atunci trebuie să știe cel care a făcut un efort, că a plecat de acasă, probabil că și-a luat și o zi de la muncă liber sau își va lua castania a doua zi când va constata că a întârziat, să fie sigur că în momentul în care a plecat de acasă a început spovedania, a început starea de smerenie, a început starea de binecuvântare, pentru că spovedania nu se rezumă la discuția directă cu duhovnicul, ci poartă în sine discuția sinceră cu noi înșine. Atunci când ne așezăm bagajele, când ne verificăm dacă suntem atât de îngăduitori pe cât ni se cere de către normele duhovnicești, atunci când suntem în stare să lăsăm duhovnicul să-și facă treaba lui, nu să ne amestecăm noi peste el, atunci când simțim că suntem în stare numai și numai să vedem nu pe cei, pe duhovnicul nostru, ci pe cei care se spovedesc la el și ies zâmbind, cred că este mai mult decât spovedania însăși. A nu se crede despre mine că propovăduiesc un alt gen de spovedanie, propovăduiesc un alt mod de viață. Vreau să intrăm și uitați că prilejul prăznuirii Sfântului Ierarh Nicolae ne arată cum să intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu de aici. Haideți să facem o socoteală, cam câți oameni credeți că erau pe timpul lui Sfântului Ierarh Nicolae în secolul IV, în Mira Liciei sau în Asia Mică? Câți nu vor fi fost mai bogați decât el? Câți nu vor fi fost mai renumiți la momentul respectiv? Erau proconsul, erau oameni politici, erau oameni din imperiu cu funcții. Pe câți dintre aceștia
vi aduceți aminte dumneavoastră? Probabil că dacă aș întreba un istoric specialist în primele secole ale mileniului întâi, probabil că ar cunoaște, în afară de Sfântul Ilar Nicolae, încă vreo 50. Dar ceilalți unde sunt? Ma să zic că trebuie să fim foarte atenți. Ce ne propunem în viață? Ne propunem să fim oamenii zilei și oamenii dreptății pentru câteva decenii cât este viața noastră aici, eventual încă două, trei generații cât să ne mai țină minte nepoții și strănepoții? Sau să ne raportăm la veșnicie încă de aici? Tot ceea ce facem noi, să ne gândim lucrul ăsta pe care îl fac și îl va aduce aminte cineva? După câte generații își vor mai aduce aminte oamenii de mine? Și știți că eu întotdeauna când vorbesc cu cineva, las în el sămânța duhovnicească, astfel încât cine îl vede pe acela să mă vadă pe mine. Las în cei care mă ascultă și în cei care nu mă ascultă privirea și zâmbetul meu, astfel încât eu să am o siguranță că plecând mai departe va rămâne lumina mea în ochii celorlalți. Pentru că altfel m-aș mulțumi cu prea puțin și Biserica și Dumnezeu nu ne vrea să ne mulțumim cu puțin. Dumnezeu nu vrea să dăinuim pe pământul acesta numai o generație, două, trei. Ci iată câte secole au trecut de când Sfântul Ierarh Nicolae a făcut gestul de a lăsa pungi de galbeni tatălui cu cele trei fete care în sărăcia lor nu mai aveau cu ce să se întrețină altfel decât să urmeze să-și vândă trupurile. A rămas acest gest până astăzi la noi, încât fiecare copilaș de cu seară după vecernie spre Sfântul Nicolae își lustruiesc ghetuțele și așteaptă ca tot Sfântul Nicolae, pe care l-au tradus tradițiile în Moș Nicolae, să vină și să continue ce a început atunci. Vă imaginați că nu ne trebuie foarte mult să lăsăm după noi o tradiție? Nu, nu ne trebuie mult. Și în primul rând trebuie să gândim că dacă Dumnezeu ne va rândui să avem nepoți și strănepoți, își vor aduce aminte măcar aceștia, nu mai mult, de un gest pe care îl făcea bunic. În ce mă privește pe mine, Bubu. Și atunci, eu rămân în siguranța că veșnicia mea a început de aici. Nu trebuie să am pretenția să se scrie despre mine cine știe ce, ci am pretenția ca cei care m-au cunoscut să-mi ducă mai departe nici măcar numele, ci zâmbetul. Și aș fi fericit. Pentru că, de fapt, Sfântul Ierarh Nicolae, prăznuit astăzi, stă pe chipul fiecăruia dintre noi, dintre cei care oferim un singur zâmbet sau un singur lucru mărunt unui nepot, unui cunoscut, unui vecin. Și Sfântul Ierarh Nicolae este în chipul nostru. Noi îl purtăm pe Sfântul Ierarh Nicolae și iată că ziua de astăzi ne învață că și noi avem această datorie de a face lucrul acesta, ca și după noi cineva să poarte, pe lângă chipul Sfântului Ierarh Nicolae, chipul dărniciei, să poarte și chipul nostru ca un atașament la ceea ce se întâmplă cu viața noastră. M-am gândit foarte mult cum pot să ajung la sufletele dumneavoastră să vă prezint că la Dumnezeu este o altă logică. M-am străduit și am luat din Predica de pe munte câteva aspecte despre care vreau să vă spun astăzi. Mântuitorul îi fericește pe ucenici și pe cei care erau acolo și le spunea: fericiți sunteți voi cei săraci, că a voastră este împărăția cerurilor. Vă imaginați de câtă demagogie putem să fim acuzați de către adversarii bisericii, cum că propovăduim sărăcia ca să avem noi mai mult? Nimeni nu se întreabă de ce cineva acumulează ceva la nivelul la care are sincera
înclinație de a da mai departe. Sunt foarte multe cazuri în care nu avem timp să spunem cuiva de ce luăm dintr-o parte și dăm într-alta. Numai față de Dumnezeu ne putem ancora orice justificare. Pentru că mai departe spune: fericiți voi cei care plângeți acum, căci veți râde. Păi, fraților, când să râdem, bre? O să întrebe cârcotașii. Înseamnă că există o altă parte a vieții noastre despre care noi nu știm încă la nivelul de experiență a trecutului, ci înseamnă că cel care a postulat acest principiu, că dacă plângem acum vom râde dincolo, cu siguranță că știa și o spunea cu sinceritatea omului care venise de dincolo, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Înseamnă că există o etapă care urmează să se instaureze, în care cel care n-a ținut la dreptate în vremea aceasta a vieții pământești, să primească dreptatea lui Dumnezeu prin bunătatea cu care El s-a manifestat aici pe pământ. Dacă însă suntem oamenii dreptății, ce vom face? Vom instaura tot felul de acte normative, și anume, vom veni la biserică și o să spunem: aia să face așa, aia să face așa, aia să face așa. Dacă vedem pe cineva că încurcă itinerariul și sărută icoana Maicii Domnului, ferească Dumnezeu înaintea icoanei Mântuitorului, păi l-a luat de guler, tată, că Dumnezeu ne vrea să facem niște drumuri în biserică de aici și până, nu cumva să lipsească cineva de la 3 masuri pe săptămână la 15 biserici, nu cumva să ne adunăm apă sfințită de la toate sfințirile și de toate târnoserile bisericilor din... Măi, copii, haideți să ne trezim. Asta vrea Dumnezeu de la noi sau asta vrea diavolul ca să ne ocupe timpul? Și n-am să vă spun pentru ultima dată că înainte de a veni la biserică trebuie să ne uităm în casă dacă au copiii ce mânca, dacă au cu ce să se ducă la școală, dacă au cămășuțele călcate, dacă soțul e mulțumit sau soția, dacă lucrurile sunt așezate. Așa ne așteaptă Dumnezeu la biserică. Să nu credeți că există o anarhie în ceea ce vă spun eu. Există o logică a lui Dumnezeu, aceea de a așeza lucrurile într-un anumit fel. Iată că suntem acum la biserică, jumătatea aceasta de zi vom învăța teoretic ce înseamnă Sfântul Nicolae și după ce plecăm de aici, să nu credem că avem nevoie de portbagajul plin ca să împărțim la copii câte ceva. Nu. Ne întâlnim cu vecinul nostru și îl mângâiem pe cap, nu avem ce să-i dăm mai mult. Poate dacă ne permitem, îl și îmbrățișăm. Pe celălalt îl salutăm, deși n-am mai făcut-o de multă vreme. Poate că nu suntem nici noi de vine nici el, nu ne-am întâlnit. Asta înseamnă să dai. Nu-ți trebuie neapărat să ai mult, ci să dai din ceea ce ești. Ești un om al lui Hristos, un om care a învățat că dacă acum plânge, că n-are, va avea împărăția cerului. A, n-avem siguranța asta. Aici e vorba de credință. Dacă nu avem credința că așa stau lucrurile, degeaba ne ambalăm, degeaba învățăm teorii, degeaba învățăm lucruri frumoase, ba chiar le și spunem celorlalți, dacă nu am trăit. Și așa cum v-am mai spus și altă dată, mesajul pe care îl primim, sau cartea pe care o citim, sau filmul pe care îl vedem, nu are importanță atât de mare prin ceea ce ne învață, ci important este prin ceea ce scoate din noi. Evanghelia de astăzi vreau să scoată din noi ceea ce este bun și frumos, să începem să ne raportăm la un alt gen de viață, la un alt mod de a trăi cu celălalt.
Și să învățăm că astăzi chipul personajului principal fiind Sfântul Ierar Nicolae, trebuie să facem măcar una dintre cele ale Sfântului Ierar Nicolae. Și să nu credeți că acum Sfântul Ierar Nicolae e numai chip blândețelor și gata, trebuie să dăm, să facem, să dregem. Nu, nu, nu. Dacă vrem să avem un model, nu trebuie să copiem de la el numai așa câte o postață care ne convine nouă. Știu pe cineva care citise o carte și în orice carte există mesaje de toate felurile. Le selectase numai și numai pe acelea care îi plăceau lui, adică trăgea jarpă turta lui. E, nu e așa. Sfântul Ierarh Nicolae, chipul blândeții, este cel care la sinodul I ecumenii la 325 la Constantinopol, atunci când l-a auzit pe Arie cum zice despre Maica Domnului, apoi spune tradiția că i-a dat o palmă de a rămas semnul mâinii Sfântului, care împrăștia daruri de altminteri, i-a rămas mâna pe față, semnul până când a murit Arie. Toată viața a purtat acea palmă. Și nu era dată cu ură, era dată pedagogic. Acum nu mai putem să vorbim despre așa ceva, pentru că s-ar putea să fim chemați să dăm notă explicativă, dar eu v-am spus ca să știți cine este Sfântul Ierarh Nicolae. Nimeni nu poate să fie numai bun, pentru că dacă ar fi numai într-un fel, înseamnă că n-ar fi complet. Un om cu adevărat bun este acela care ar fi putut să fie rău, dar n-a fost. Nu trebuie să amestecăm lucrurile sau să credem acum că trebuie să ne adunăm numai așa sfinți între sfinți, noi aici ne simțim bine și cum ieșim afară și vin doi țigănuși către noi, gata, să-i luăm la scatoalce. Păi ce facem? Sfântul Ierarh Nicolae, să știți că n-a făcut nicio diferențiere. Eu mai fac niște diferențieri pe care trebuie să vi le spovedesc. I-am rugat pe frații noștri, vecinii noștri de aici, sau foștii noștri vecini, sau mă rog. I-am rugat să mă aștepte după ce încheiem, ca să nu ne amestecăm unii cu alții, dar nu să nu ne amestecăm așa că vezi, Doamne, ne îmbulzim. Nu, nu, că cu fiecare om trebuie să vorbești pe limba lui. Sunt oameni care nu înțeleg limba blândeții chiar așa și chiar dacă nu pot să dau cu palma cum dădea Sfântul Ierarh Nicolae, dar de multe ori dau cu privirea mai rău decât dau cu palma. Așa că am stabilit niște norme între mine și foștii mei vecini. Foștii mei vecini în sensul că nu mai au punte să stea pe aici și s-au mutat în altă parte, într-o zonă binecuvântată, unde le plătește comunitatea toate datoriile aferente electricității și încălzirii. Dar, revenind la ale noastre, avem datoria ca astăzi de Sfântul Ierarh Nicolae, să ne punem o întrebare. Pentru ce trăim? Pentru câteva decenii în lumea aceasta sau pentru nemurire, așa cum din generația Sfântului Ierarh Nicolae, din zona în care el și-a desfășurat activitatea, să zicem așa, ceilalți au rămas să fie cunoscuți pentru momentul în care au trăit și atât. Și despre ceilalți, cum s-a spus, exact ca la pilda bogatului nemilosit și a săracului Lazar, zice, a murit Lazar și s-a dus în sânul lui Avraam. A murit bogatul și a fost îngropat. Vrem să mergem către sânul lui Avraam sau vrem să fim îngropați și atât? A, că ne mai amăgim noi, că schimbăm marmura din generație în generație la cavou, asta e altă problemă. Important este ca astăzi Sfântul Ierarh Nicolae să fie purtat în gesturile pe care le facem noi, în privirile noastre, în brațele noastre de a îmbrățișa pe ceilalți, în micile noastre daruri pe care le dăm celorlalți, pentru că Sfântul Ierarh Nicolae ne dă o singură lecție. Fraților, se poate să trăim frumos. Așa să ne ajute Dumnezeu.